O femeie în vârstă de 83 de ani și-a pierdut viața sâmbătă seara după ce ambulanța care o transporta la spital a ajuns în șanțul de pe marginea drumului. Accidentul s-a petrecut pe drumul național 1C între localitățile Ileanda și Dej. Asistenta de pe ambulanță a fost și ea rănită. Sâmbătă seara, în jurul orei 19, un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță Sălaj, format din șofer și asistentă, transporta o pacientă în vârstă de 83 de ani cu insuficiență renală. Într-o curbă deosebit de periculoasă, șoferul a pierdut controlul volanului și a ajuns în șanțul de pe marginea drumului. Pacienta din ambulanță a intrat în stop cardiorespirator, în timp ce asistenta a suferit mai multe plăci la nivelul capului. La fața locului s-au deplasat un echipaj SMURD de la Garda Ileanda și o ambulanță de la Jibou. În ciuda manevrelor de resuscitare, femeia în vârstă de 83 de ani a fost declarată decedată. La ora 19:04, pe drumul național 1C, la kilometrul 98, în afara localității Ileanda, a avut loc un eveniment rutier. Din primele cercetări, șoferul unei ambulanțe aflată în misiune, în timp ce conducea autospeciala pe sectorul de drum menționat, într-o curbă deosebit de periculoasă la dreapta, semnalizată corespunzător, a pierdut controlul direcției de deplasare, a trecut pe sensul opus de circulație, a părăsit partea carosabilă și a intrat în șanț. Ambulanța transporta un pacient, o femeie de 83 de ani, în stare gravă, la spital. S-au efectuat manevre de resuscitare, însă la ora 19:40 a fost declarat decesul acesteia. În urma impactului și asistenta a suferit leziuni. Șoferul a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările care au dus la producerea acestui eveniment, a declarat Maria Cristea, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.